prima rundă de proiecte a fost realizată în 2019. Am avut două proiecte în business, două persoane care se ocupă cu albinăritul, cu Prisaca. Un proiect foarte reușit la Larga Nouă, Mihai Curjos a realizat un proiect, o moștenire de-a bunelului în albinărit. Și Victor Budumac la Baurcii Moldoveni. Alt proiect a fost realizat în Zârnești de către administrația publică locală, extinderea iluminatului din sat. Proiect a fost realizat de gimnaziul Grădiniță Chircani, a omenajat un teren de joacă pentru copii. În 2020 am obținut o altă finanțare. 6 au fost selectate, pe plan erau 3 la business, dar au obținut 4, și unul public și unul civic. Grantul obținut va fi valorificat în toate localitățile din GAL. Am propus 3 priorități. Una este dezvoltarea capacității antreprenoriale, a doua este crearea și îmbunătățirea infrastructurii publice și a treia este în domeniul turismului. Vor fi în jur la 10 locuri de muncă create. Împreună suntem mai puternici, deoarece noi dispunem de oameni dornici de a face lucruri frumoase.